În seara aceasta m-au obligat să fac mișto de oameni importanți. Deci nu de noi am scăpat. Oameni care au făcut ceva remarcabil pentru țara asta. Asta zic. Doamne ajută! Horia Brenciu, Ștefan Bănică, nici nu intră în discuție. Mă gândesc la Delia, în schimb. Și mi-amintesc de mine în copilărie. Mereu stă între doi oameni care se ceartă. Acum la X-Factor este și Carla's Dreams. Sunt convinsă că l-au pus acolo doar ca să mai mărească puțin distanța dintre Horia și Ștefan. Oricum, e bine că pe Carla's nu-l vezi niciodată. Adică nu-l vezi la concerte, nu-l vezi la alte emisiuni. Na, e artist. Eu inițial chiar am crezut că e connector și m-am gândit că e foarte bine că și-a acoperit fața. Aici ce să zic. Delia asta între Bendeac și Chelu. La umor am senzația că domnul Chelu vrea să sară din moment în moment la un concurent să-l bată, Bendeac vrea să sară din moment în moment la un concurent să-l pupe, Delia vrea să sară din moment în moment să se mai vadă și ea. Frumos. L-ați adus în echipă și pe Coco Marinescu, am văzut. Doamne, chiar trebuia să-l aduceți pe el ca să păreți voi toți mai deștepți? Da. Bănuiesc că da. Unde sunt valorile României? Unde e Nae Nicolae, care a început ca un comedian extrem de slab? Și uite ce talentat e acum, Micuțu, spre exemplu. Aș vrea să mă întorc puțin la Ștefan Bănică, dar nu pot, e deja însurat. În schimb, am fost la unul dintre concertele lui de Crăciun și, vă spun sincer, m-am panicat un pic încă de la intrare, pentru că pe afiș scria că vor cânta Bănică și invitații lui. M-am speriat, vă dați seama, eu aveam invitație. Bine, și Brenciu cântă de rupe. Delia, am înțeles că tu investești foarte mult în concertele tale de la Sala Palatului. Bănuiesc că cel mai mult costă să repari scena ruptă de Brenciu, este? A, uite, am citit un titlu în ziar. Intră aici să afli care este viitorul juraților de la Te Cunosc de Undeva. M-am uitat la articol, nimic. Niciun viitor. Dar eu nu-mi fac probleme, adică Andrei Orodici e actor, deci se va întoarce să-și facă meseria în reclame. Andreea Bălan spune că are foarte multe concerte, deci va sta acasă să aibă grijă de copil. Ozana Barabancea slăbește câte 3 kg pe săptămână, deci în 6 luni n-o să mai avem despre ce vorbi. Iar Temișan... Despre Cosmin Seleși, puțină lume știe că este angajat al teatrului Ion Creangă, are ce juca. Am înțeles că se va monta în curând Alba ca Zăpada și Cei 7 Pitici. Așa, au luat-o și pe Andreea Bălan. Acum, pentru că au noutate, pentru că este și Andreea în distribuție, am înțeles că va fi un musical. E foarte simplu. Adică nu trebuie decât să-i dubleze cineva vocea Andrei. Apropo de Cosmin Sele, și pe mine să știți că nu mă place. Lui plac femeile cu sânii mari, ca să poată să atingă și el ceva. 3 cupluri de prezentatori funcționează foarte bine la antenă. Răzvan și Dani, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu și Șerban Copoț. Șerban este un jucător de poker foarte bun și iată că a învățat să o scoată la capăt chiar și cu o mână moartă. Păi, ce bine mă simt, mă simt. Ca să fie clar pentru toată lumea la cine mă refer, este vorba despre Vlad Grigorescu, zis și, bă, eu tot nu am aflat cine e ăsta. Eu cred că este foarte greu ce face el. Adică să faci 5 sezoane de Ai Umor, să prezinți, să faci glume, să faci magie și cu toate astea nimeni să nu știe cine dracu ești, asta mi se pare aproape imposibil. Dar el a reușit.